Sati. Seară bună! Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni! Petrecem la munte seara de Revelion, asta pentru că majoritatea oamenilor aleg ca noaptea dintre ani să fie undeva pe creste, așa. Am venit și noi din nou la Sinaia, zona în care revenim de fiecare dată atunci când vine vorba de zăpadă și de schiat, și pentru că noi românii ne pregătim de sărbători cu mâncare, nu neapărat cu sport pe pârtie. Suntem invitații domnului George astăzi. Bine v-am găsit! Bine ați venit, dragii mei și dragă Luxandra, la noi în restaurant. Ce ne-ați fost dor să vă revăd. Ce ne-ați pregătit pentru seara dintre ani? Pentru că văd așa că deja masa e destul de încărcată. În primul rând este ora la prânz, când mâncăm după munte, să ne căpătăm forțele, să ne recăpătăm forțele și odată, pe lângă specialitățile care le avem, da, încercăm să impresionăm cu ceva aparte noaptea de Revelion. În noaptea de Revelion se mănâncă pește, da. Văd că m-ați așteptat cu somon. Am așteptat cu pește, un somon în crustă de nucă cu un pic de miere, cât să fie o aromă extraordinar, cu un gust bine, bine gândit și aromatizat. Este un piure de spanac cu o rețetă extraordinară făcută la noi, care să fie combinația perfectă cu somonul. Avem acolo o pulpe de rață cu o salată cu varză roșie, dar este special gătită, nu call-out. Toți oaspeții care au mâncat au zis că este ceva aparte, este secretul bucătăriei. Și nelipsita friptură. Nelipsita, că la munte trebuie să avem și friptură la un par de vin bun. Avem un muș de vită extraordinar de bine pregătit, cu un duet, de fapt, de muș de vită cu mușchi cules de porc interior, cu sos de gorgonzola cu piper roșu și cu un piure de mazăre, la fel cu o rețetă specială a la restaurantul nostru, că nu dăm nume, da? Și cu ciuperci în bacon și acolo dovlecel cu ardei, tot așa cu ceva secret, ca să fie un gust perfect, o aromatizare de gusturi perfectă. Îmi spuneați că vom avea și ceva preparate și mai speciale mai târziu. Mai târziu, exact. Noi ne pregătim pentru că am ajuns primii la masă, ca de fiecare dată să știți că pe mine mă invită lumea des în ultima perioadă la masă și mă așteaptă cu tot felul de lucruri. Ce urmează după preparatele? Da, ca și toți dragi colaboratorii noștri din industria aceasta hotelieră, toți ne pregătim să impresionăm oaspeții care vin în noaptea de Revelion. Și pe lângă bucatele alese care le vedeți, ne-am dus și într-o zonă mai fină, să spun așa, de pastramă de struț, pastramă din... Deci pastrama nu e doar de oaie. Nu, avem o pastramă de struț, am testat-o cu toată lumea, a fost extraordinară. Deci chiar este... Câți invitați vă vin la masă diseară? Slavă Dumnezeu, restaurantul este plin, 110. 110? Da. Și ce urmează? Pe lângă mâncare avem și ceva... Revelionul este gândit în cel mai mic amănunt, începând de la ora 9 seara până dimineața la 6, e gândit în fiecare astfel încât să nu ne plictisim, să mâncăm bine, să dansăm bine, să ne distrăm bine și să ne bucurăm în același timp de toate surprizele pe care le-am pregătit. Chiar la 12 noapte, acum pot să o spun în direct că este surpriză, vom avea niște boluri, struguri, ciupercuțe și pește. Astfel încât cu paharul de șampanie și cu aceste trei produse să intrăm în nou an cu multă bucurie și nu mai e nimic de spus în plus. Vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Avem așadar de toate pe masa de Revelion aici la munte. Nu știu cum petreceți voi, dar să știți că eu deja am intrat în spiritul sărbătorii. Florin, Diana, mă întorc la voi. Rău ți-o fi acolo. La mulți ani, Luxandra! La mulți ani! Să savurați cu drag paharul ăla de vin.